În Ucraina au fost raportate 19.400 cazuri noi de infectare cu COVID-19 doar în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate în același timp 464 de decese, iar 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați. De la începutul epidemiei, în Ucraina au fost confirmate 1,8 milioane de cazuri de COVID-19. Noul coronavirus a provocat până în prezent 35.962 de decese. Și România registrează un nou record negativ, peste 1.500 de persoane se află în stare gravă. Totodată, alți 172 de români au decedat, în timp ce numărul total al celor tratați a depășit 890.000 de cazuri. În schimb, Rusia se menține nivelul stabil de mai puțin de 9.000 de cazuri pe zi, cu alte 365 de decese raportate în ultimele 24 de ore. În total, de la începutul pandemiei, în Rusia au murit aproape 102.000 de persoane din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.